Cătălin, o să te rog să ne spui ce tipuri de atacuri se pot declanșa asupra unei firme în general. La ce riscuri se poate Expune. expune? E o discuție foarte lungă aici și cred că putem să vorbim de la 10 minute la câteva săptămâni. Și în primul rând, majoritatea atacurilor încep de la nivelul angajaților. Întotdeauna vei targeta acei angajați sau acele mașini care ori au cele mai puține cunoștințe legate de securitate, ori mașinile sunt cel mai puțin protejate. Eu, dacă targetez o anumită companie, atunci voi face tot posibilul și voi investi foarte mult timp și foarte mulți bani și foarte multe resurse în a intra în acea companie. Dar de regulă, chestiile astea sunt foarte rare. De regulă, pe mine mă interesează să infectez cât mai multă lume, cât mai multe organizații, cât mai multe companii. Și atunci o să încep să dau telefoane, o să am calculatoare infectate în lume care vor trimite mail-uri către acele companii. Nu mă interesează cine ești tu, ce organizație ești, dacă ești utilizator individual sau nu. Păi mă interesează să-ți iau banii sau să-ți iau informații necesare, astfel încât ulterior să ajung să-ți iau banii. Astfel încât voi încerca vulnerabilități în toate sistemele de operare sau diferite aplicații software care sunt cele mai întâlnite. Adobe Reader, Flash, Java, browserul folosit și așa mai departe. Dacă există exploituri, voi încerc să găsesc vulnerabilități în toate gamele respective. Vreau să targetez cât mai multă lume. De exemplu, chiar aveam un studiu săptămâna trecută și ne uitam ce se întâmplă în Ucraina și în Iran. Pentru că erau foarte multe atacuri care se întâmplau și de fiecare dată apăreau știri cu, uite, încă o companie sau încă o instituție de stat în care s-a ajuns prin exploatarea unei vulnerabilități de SQL. Bun, ce înseamnă asta? Era intenționat? Nu neapărat. S-a descoperit o vulnerabilitate în SQL și atunci un script încearcă toate organizațiile din lume să vadă. Sunt vulnerabile? Da. Dacă da, hai să intrăm. Dacă nu, ne mutăm mai departe. Și tot așa, numărul de vulnerabilități este direct proporțional cu numărul de atacuri. Și atunci eu o să vreau să intru peste tot. Că este o organizație mică, că este o organizație mare, că vorbim de companii cu sute de mii de angajați. Nu mă interesează. Scopul meu final este să ajung să iau banii din acea organizație ca atacator. Cum pot fi eu, ca manager al unei companii, echilibrat în ceea ce privește protecția firmei pe care o conduc, în sensul în care să mă protejez pe toate palierele posibile și în același timp să nu dau într-o paranoia a protecției, să nu restrâng accesul angajaților mei la internet sau alte măsuri drastice? Cred că în ziua de azi aproape imposibil să restrângi accesul la internet unei companii și chiar dacă reușești să o faci, vei avea mari probleme de productivitate. În sensul că poate crezi că angajații dintr-o dată, neavând internet, vor să facă mult mai multă treabă. Internetul este foarte, foarte util în momentul în care vrei să faci ceva ca lumea. De exemplu, la noi, Bitdefender, companie de securitate, în momentul în care, nu știu, să zicem că nu avem internet o oră, se întâmplă ceva de management de așa, toți angajații ne uităm pe geam. Adică, ok, nouă ne trebuie internet, avem nevoie de internet. Și chestia asta nu e doar în IT, cred că e în orice zonă de business. E adevărat, e o zonă foarte fină între uzabilitate și securitate. Și atunci trebuie avut foarte mare grijă cum reușești să ții în siguranță o organizație și în același timp să nu-i afectezi uzabilitatea, productivitatea angajaților. Există software pentru asta și noi facem chestia asta. Avem software dedicat companiilor mici, mijlocii și enterprise foarte mari, care monitorizează foarte atent ce se întâmplă la nivel de rețea, la nivel de calculator, la nivel de trafic și atunci chiar dacă, să spunem, sunt unii angajați care nu sunt foarte bine pregătiți tehnici, atacați, cel care monitorizează întregul sistem își va da seama, ok, se întâmplă ceva ce n-ar trebui să întâmple, hai să oprim chestia asta acum. Deci există software pentru asta, fără să o dai în paranoia, dar în același timp să menții nivelul de securitate corespunzător. Se vorbește în ultimii ani despre o mutare a serviciilor găzduite local în cloud-uri. Corect. Înseamnă asta dispariția antivirusilor personal sau a soluțiilor de protecție folosite de companii, pentru că se presupune că în momentul în care te muți în cloud, securitatea e realizată de cel care găzduiește cloud-ul și care îl organizează. E, și aici e o discuție foarte interesantă, în sensul că dacă vorbim de companii și de utilizatori individuali,
Poate problemele nu sunt atât de grave, dar hai să ne gândim un pic la instituțiile de stat și la cloud-urile la care apelează ei. Teoretic, o companie de stat din România ar trebui să lucreze cu un cloud din România și nu cu un cloud din state sau în orice altă țară. Și viceversa, o companie de cloud din state, o companie de stat din state ar trebui să colaboreze cu cloud-ul de acolo și nu de aici. Astfel încât să te asiguri că nu există spionaj politic sau așa ceva. Pentru utilizatori individuali, ok, foarte multă informație se mută în cloud, este adevărat, dar în același timp există și o componentă locală. Și asta înseamnă că nu va duce la dispariția soluțiilor de securitate la nivel individual, pe platformă mobilă sau pe desktop sau pe laptop, dar implică însă extinderea soluțiilor de securitate și la nivel de cloud. Adică noi trebuie să fim capabili să scanăm și ce e acolo, dar și ce e la tine în device. De asemenea, pentru companii care au foarte puțini angajați și nu au un om dedicat pe securitate și au, nu știu, soluții în cloud, noi oferim soluții de securitate cu management prin cloud și care scanează în cloud. Vorbim aici de scanare la nivel de mașini virtuale, indiferent de sistemul de operare folosit, deci poate să fie Windows, macOS, Linux, nu contează. Și avem scanare la nivel de device mobil și la nivel de calculator. Deci putem oferi soluții de securitate pentru small office, pentru companii medii și pentru companii foarte mari, indiferent dacă e vorba de local sau cloud. Tot o discuție recentă ține de dezvoltarea unor virus guvernamentali, să le spunem așa. Cum schimbă ei piața softurilor de protecție? În ce sens vă alertează pe voi într-o direcție sau alta și în ce măsură oameni din mediul business, companii, firme mai mari sau mai mici ar trebui să se simtă vizate de acest gen de... Asta e o chestie care nu e deloc nouă și noi ne așteptam de foarte mult timp să se întâmple chestia asta. Adică, ok, întâi a fost pământul. Cine a cucerit pământul și a luat o parte cât mai mare. După aia am vorbit de mare, hai să cucerim marea. Și atunci am avut, cine a avut puterea să-și construiască submarine și tehnologia, a avut supremația pe mare. La fel și despre aer și despre spațiu. Internetul e un alt loc în care trebuie să vorbim de supremație și aici este foarte multă informație. Sigur vrei să ai putere aici. Și atunci când vorbim de care stat se spionează pe alt stat, care stat atacă alt stat, eu nu cred că în momentul de față mai există un stat care să nu vrea să facă cyberespionaj. Nu știu dacă o face sau nu, dar ar vrea să o facă. Este mult mai simplu și mult mai curat decât să trimiți spioni să te folosești de toată informația asta care există pe internet și să poți să pătrunzi în interiorul organizațiilor prin interiorul, printr-o conexiune la internet. Este adevărat că există malware dedicat spionării, să zicem, utilizatorilor cu sensul de, în scopul de a aduca cât mai multe informații la serviciile de stat. Însă, în același timp, eu nu consider chestia asta ca fiind o practică legală. Și atunci aceste organizații de stat, fie ele din țară sau din afară, nu ne pot obliga pe noi, firmă de securitate, să nu detectăm acea chestie. Până noi interesează dacă este cineva bun sau cineva rău care creează acel malware. Scopul nostru este să protejăm. Și implicit nu am colaborat și nu vom colabora, nu vom face acest gen de colaborare cu nimeni, chiar dacă ne va cere chestia asta. De asemenea, dacă business-urile ar trebui să se simte amenințate, da, de acord. Dacă nu folosesc o soluție de securitate, chiar se expun la acest gen de riscuri, indiferent dacă e vorba de un serviciu de stat sau altcineva răuvoitor. Virusul nu are minte, el se propagă. Vorbim de mediul de business și, în mod evident, și telefoanele mobile și tabletele au penetrat destul de puternic. Există un oarecare nivel de încredere acordat calculatorului în ceea ce privește plăți online, găzuirea de informații confidențiale și așa mai departe. Uh-huh. Se transferă același nivel de încredere și pe platformele mobile? De fapt, am senzația că în momentul de față există o mult mai mare încredere în platformele mobile față de zona de calculator. Pentru că, ok, noi ca și companie de securitate și nu numai, toți ceilalți, ne-am concentrat în a educa utilizatorii de pericolele care se expun când intră pe internet, de pe calculator, pe tâcă. Deci, înțeleg ce înseamnă un calculator infectat, un mesaj spam, să nu deschid atașamente din mesaj spam. Cred că aici am reușit să educăm și să aducem, să existe un oarecare bază de cunoaștere.
Pe de altă parte, lumea nu este foarte conștientă de pericolele care există în zona mobilă. Și atunci s-ar putea să ofere mult mai mare încredere efectuarei de plăți online sau online banking de pe mobil sau de pe tabletă față de PC. Lucru care nu este adevărat. Riscurile sunt aceleași și colo și colo. Lumea ar trebui să fie conștientă fix de chestia asta. Sunt programe software pentru telefon care, pe lângă faptul că îți permit să suni la numere cu suprataxă, să extragi din telefon, nu știu, poze, mail-uri, SMS-uri, până la control complet. Chiar, cred că în ultimele 3-4 luni am tot făcut și am tot scris despre o aplicație numită Androrat, care odată ce ajunge pe telefonul tău, injectat într-o altă aplicație sau pur și simplu te-am păcălit cumva să o instalezi. Uite, telefonul meu, o să-l pun aici și o să plec, să zicem că-l las aici. Sau ți-l infectez pe al tău, consideră că e ăsta. Eu de la distanță pot să pornesc microfonul și să ascult tot ce se întâmplă aici. Pot să văd unde se află telefonul, dacă îl iei în buzunar, pleci cu el, o să știu unde ești, la orice moment din zi, dau drumul la microfon, aud ce se întâmplă, îți iau mail-urile, îți iau SMS-urile, ascult tot ce se poate. Ba chiar poți să sun unul din colegii tăi de pe telefonul tău și ei o să creadă că tu îi suni. Și o să le spui, sunt blocat undeva, dă-mi mie parola, te rog, că îmi trebuie urgent. Putem vorbi fix de chestia asta și e mult mai grav decât vorbim de un PC. Pentru că la zona de PC, să zicem că te aștepți, ai oarecare bază de cunoaștere, aici nu te aștepți că se poate face așa ceva. Am înțeles. Hai să discutăm despre pierderile financiare efective pe care ți le poate aduce un atac cibernetic sau nu neapărat un atac, ci pur și simplu o infectare cu un soft dăunător. Ok. O luăm de la mic la mare. O luăm de la mic la mare. Păi dacă o luăm de la mic, dacă o luăm de la utilizator individual, atunci costurile unui atac se pot măsura în valoarea banilor pe care îi ai în cont. În funcție de tipul de atac și ce se dorește și de complexitatea lui, poate duce la pagube foarte mari și frustrări și așa mai departe. În cazul unor companii, aici deja vorbim pe de o parte de zona de financiar, câți bani îți fură efectiv sau ce informații îți fură. Poate sunt informații extrem de confidențiale care valorează foarte mulți bani pentru competitorii tăi, cât de asemenea discutăm și despre deficitul de imagine care ți-l produce și atunci va trebui să cheltuim foarte mulți bani pentru comunicare de criză, pentru marketing, astfel încât să speli ce s-a întâmplat. Și putem să ne uităm la companii foarte mari care au pățit chestia asta, în care au fost atacate, au ajuns informații confidențiale pe net și au fost costuri foarte, foarte mari. Nu știu, poți să măsori pierderile atât în bani cât și în efort și în timp de muncă și poate să valoreze foarte mult. Nu pot să-ți dau cifre acum să zic, uite cam atât. Dar în funcție de mărimea organizației, poate să coste extrem de mult. Și implicit, dacă se întâmplă cumva ca tu să fii, nu știu, operator de plăți, să zicem, și cineva ajunge la tine și ți-a informații despre clienți, inclusiv date de card și așa, clienții te pot da în judecată și cere daune financiare. Și chestiile astea pot aduce o companie chiar în faliment.